Liderul clanului Duduienilor Pian, cum îl știu și prietenii și dușmanii, a fost săltat de polițiști după ce a înșelat cu ajutorul locotenenților săi doi cetățeni turci. A încercat să le vândă 4 kg de aur fals pentru 100.000 de euro. La tranzacție au înlocuit banii cu bancnote false. Vânzarea nu s-a mai făcut, iar interlopii au plecat și cu aurul și cu banii. Azi noapte au încercat să repete înșelăciunea. Nu! Dar de când faceți asta? Nu am făcut nimic absolut. Ce nu e o înșelăciune de la cap până la coadă. Se întâmpla în luna august anului trecut. Nicolae Duduianu, zis Pian, și cei patru complici au reușit să încaseze 99.000 de euro pe ochi frumoși. De ce v-a luat? Lasă-mă, bă! Bă! De ce te-a luat poliția? Pe cine ai înșelat? Cei cinci i-au atras pe doi turci cu 4 kg de aur sub formă de lingouri. În realitate, aur fals. Turcii nici nu și-au dat seama că vor fi înșelați, pentru că inițial membrii clanului le-au prezentat lingouri de aur adevărat. Însă, în momentul tranzacției, s-au trezit doar cu bucăți de fier poleite. Turcii s-au împrumutat cu 100.000 de euro pentru a cumpăra aurul. Numai că la vânzare, interlopii au înlocuit bancnotele. A bătut în geamul mașinii și a spus că să-i dea o brichetă. Iar în momentul ăsta, ăla care i-a dat banii a schimbat banii și i-a luat banii buni ai turcilor și le-a schimbat banii, le-a dat ceilalți bani falși. Interlopii au plecat fără să mai facă tranzacția. Au luat și aurul și banii. Au venit să mă înapoieze suma de bani care îi împrumutasem eu și atunci am văzut că, de fapt, nu erau banii care îi dădusem eu. Noaptea trecută am încercat să repete înșelăciunea. Prezentau aceste lingouri de aur potențialilor clienți, care de fiecare dată trebuia să fie obligatoriu de naționalitate străină. Numai că au fost opriți de polițiști. Ce este în cutie? Ce sunt, dacă sunt ale tale, ți aparțin? Da, sunt ale mele. Ce sunt? Niște chestii care imită un lingou de aur. Pentru polițiști și pentru interlopi, numele Pian este mai mult decât celebru. Să moară familia mea și frații mei și tot ce avem în seamă. Dacă am să vând pe omul ăsta, pe Bercea, în viața mea, și dacă sunt pe interes, dacă mă interesează banii sau averea lui decât el ca om. Eu tot la fel, să moară copiii mie dacă îl vând, că toți vin la mine, dacă mă țin și eu la el. În orice scandal, în orice pelea, eu după el, și el după mine. Clanul condus de Nicolae Duduianu, zis Pian, a făcut an la rând legea în sectorul 5 al capitalei. Ocupațiile principale, șantajul și cămătăria.